Aeroportul Băneasa a prins viață noaptea trecută, fiind gazda celui mai mare festival de muzică electronică din capitală. Prima ediție, Saga Festival, a debutat în forță. Artiștii au făcut atmosferă, iar petrecăreții nu s-au lăsat duși până în zorii zilei. Și îndrăgiți DJ, Tiesto a venit din nou în România pregătit cu un show de zile mari. Peste 40.000 de oameni s-au adunat aici să-i fie alături, atât din țară cât și din străinătate. E foarte rău de tot, în special când ești cu prietenii. E foarte frumos. E o experiență minunată și sper să se mai repete. E baș pis. Where are you from? Poland. From Poland. Thank you. Un alt DJ mult așteptat care a urcat pe scenă seara trecută a fost Don Diablo. Petrecerea va continua atât în această seară, dar și duminică. Printre numele sonore care urmează să încânte publicul român se numără Nicky Romero, Alan Walker, John Newman și Robin Schulz.